veste proastă pentru avocați. Începând cu această lună, avocații vor trebui să plătească o contribuție individuală obligatorie pentru fondul de pensii mai mare față de anul trecut. Asta în urma unei hotărâri adoptate în luna decembrie 2013 de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Și hotărârea 857 din 14 decembrie 2013 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor, ca organ colectiv de conducere a profesiei, este de fapt o continuare a discuțiilor care au avut loc cu ocazia Congresului Avocaților din luna martie anului 2013 la București, prin care sistemul de pensii al avocaților, fiind vorba de un sistem privat, adoptă diferite măsuri pentru a putea menține sustenabilitatea acestui sistem de pensii. Și la nivelul lunii martie, la Congres, se pune în discuție majorarea contribuției minime de la un venit de 2.300 la 3.000, cu implicația directă pentru avocații definitiv de a achita suma de 300 de lei minim pentru cei care realizează până în 30 de milioane. A suscitat dezbateri extraordinar de puternice această inițiativă a Casei Avocaților Centrale din România și s-a obținut în principal o amânare până în decembrie, dar în decembrie, în mod imperios, Casa a solicitat să punem în aplicare această hotărâre din martie, se amânase efectiv și până la urmă am ajuns la o soluție de compromis în sensul că contribuția minimă urmând să fie de 250 de lei la veniturile de până în 2300 de lei declarate de către avocați. Raportat la veniturile dintre 2300 și plafonul maxim de 11.250 de lei care îl prevede legislația noastră, cota crește cu un procent de la 10% la 11% și cei care realizează venituri peste 11.250 vor plăti taxa de fixă de 1.250 de, de lei. În principal, astea sunt aspectele, fără doar și poate are o implicație mult mai mare asupra păturii de jos a tinerilor avocați în principal, pentru că discuțiile purtate se refereau în mod clar la faptul că le este foarte greu tinerilor avocați să contribuie în condițiile în care veniturile garantate, dacă pot să spun așa, din profesia de avocat pentru tinerii avocați, în principal nu se realizează decât din asistența juridică din oficiu, asistență juridică care, să spun că plățile se fac de către Ministerul Justiției cu destulă mare întârziere. Plecând de la aceste premize, apare în principal ca o povară pentru tinerii avocați, însă din răul cel mai rău am ales cel mai puțin rău. Adică o creștere doar cu 20 de lei peste plafonul 230 cât era înainte. Spuneți-mi, vă rog, părerea dumneavoastră despre această hotărâre. Din punctul dumneavoastră de vedere, este un lucru bun sau un lucru rău? În principal, eu am susținut și în lucrările Congresului din martie, alături de domnul decan de Dol, Jion Turculeanu, și consilierul DESPA al baroului Gorj, că nu este în regulă, însă la nivel național a existat un curent puternic din partea reprezentanților barourilor din nordul țării care au arătat că din punctul lor de vedere nu este posibil ca un avocat să nu realizeze aceste venituri. Noi nu am uitat nicio secundă realitățile județului nostru, ale județului Giurgiu, care efectiv și prestația profesională se rezumă în proporție de 80% la cauzele care vizează tranzacțiile de terenuri, pentru că asta este realitatea. Este destul de greu pentru tinerii avocați să facă față, însă a fost o hotărâre care a fost adoptată conform statutului și nu ne rămâne decât să o punem în aplicare, ea fiind general obligatorie pentru toate structurile profesionale din țară. Mai este meseria de avocat în ziua de astăzi profitabilă? Vedeți, dumneavoastră, profesia de avocat este în principal un
vector, zic eu, fundamental al realității vieții sociale. Și implicit și în cadrul acestei profesii se reflectă în mod direct structura veniturilor realizate de către populație. Raportat la județul Giurgiu, este evident că nemai existând unități de producție care să absoarbă piața muncii și să genereze venituri pentru populație, și cetățenilor le este foarte greu să recurgă la prestația profesională avocațială, respectiv să achite onorarii și să poată să-și permită serviciile unui profesionist. Trece și profesia de avocat în această perioadă prin niște momente destul de dificile. Însă nu suntem cu siguranță noi și profesia de avocat printre cei care ar trebui să spun așa, să se plângă primii. Sunt cu siguranță alte pături sociale care au suportat și suportă efectul și șocul realităților sociale mult mai puternic decât noi. Însă suntem într-o legătură strânsă și dependentă față de veniturile cetățenilor și piața profesională este în scădere la nivelul județului Giurgiu, fără doar ce poate, e o realitate. Spuneți-mi, vă rog, cam câți avocați avem în acest moment în Giurgiu? Pe tablou avocaților din Baroul Giurgiu sunt înscriși un număr de 138 de avocați definitivi și mai avem un număr de 3 avocați stagiari care, absolvind examenul de intrare în profesie, urmează cursurile de definitivare în cadrul Institutului Național de Pregătire Profesională a Avocaților din București.